zile de campanie electorală pentru alegerile locale din 5 iunie, doamnelor și domnilor. Bună seara, bine v-am regăsit. Pe invitații mei din platou. Începem prezentările cu o doamnă, doamnă deputat Liliana Ciobanu, candidat la funcția de primar PSRO. Bună seara, doamna Ciobanu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru prezența în platou. Alături de noi, s-a alăturat domnul Adrian Angelescu, candidat pe lista de consiliere a Partidului Național Angelescu. Mulțumesc pentru prezența în platou. Bună seara. Salut, bună. Acum eu le-am spus telespectatorilor noștri cum vă numi din ce partid faceți parte, sunteți cunoscuți printre juveni, dar așa cum se cuvine, vă rog să vă faceți o scurtă prezentare, nu ca la televiziunile naționale, unde se uită și de prin alte județe. O scurtă prezentare, astfel încât
domnul Alexandru Vladu. Alexandru Vladu, 57 de ani, căsătorit, doi copii, un nepot care peste două luni de zile împlinește vârsta de 4 ani și este absolvent al facultății de CM, sunt în jurul din prima zi a mea de muncă. Am activat la abatorul Giurgiu, așa cum era el cunoscut, s-a interesat că nici Giurgiu. Am 8 ani, am activat de 2 ori, șef sectorului investiții cu construcții și apoi când a fost prin Giurgiu, am fost director executiv. În anul 1992, în anul 2012, deci 20 de ani am activat de sectorul privat. Când în 2012 am ocupat funcția de la municipiul Giurgiu. Domnule Angelescu.
luați fotoliul de primar, nu este valabil și pentru domnul Angelescu, care nu dorește să ocupe fotoliul de primar, se află pe lista de consilier, dar îl poate, îl puteți reprezenta pe candidatul PNL, Nicolae Florian, pentru că tocmai de aceea vă aflați în platou, având în vedere că aveți în stânga dumneavoastră doi pretendenți la fotoliul de primar. Da, m-am hotărât să candidez de curând, nu de foarte mult timp, de o lună de zile am anunțat candidatura mea la primăria Giurgiu. Datorită USL-ului
Considerate che
spus starea de decadență. Vă întreb, doamna Ciobanu, domnul, că părerea domnului sale am aflat-o, domnule, se află Giurgiu într-o stare de decadență la acest moment. Da, din punctul meu de vedere, mai ales ce am văzut în ultimile zile, au fost ascultați. Sunt oameni doar și de vorbă, sunt oameni care au idei extraordinare.
mult mai mult de altele fabricate de zahăr. Deci dispariția acestor coloși de
că la noi s-au cam stopat investițiile și nu de acum. Eu spun lucrul ăsta de mulți ani și îmi pare rău că candidații, însă
trimis pe nimeni sau pe candidatul la primărie. Doamna Liliana Ciobanu spunea că nu și-a ținut promisiunile dumneavoastră, a fost mâna lui dreaptă și-a ținut promisiunile față de eu zic că promisiunile sunt acelea pe care și le-a bifat pe în contractul cu cetățeanul sau cum se numea.
țară. Deci aici ne desfășurăm activitatea. Ați văzut și firmele mari în general care au venit în România. Care s-au deschis afaceri în România, majoritatea au plecat în Ardeal. De ce în Ardeal și nu în parte de sud, dar de ce? Ceva, așa cum vă răspund dumneavoastră.
Da. Examenul de bacalaureat. Nu înțeleg de ce ne aflăm aproape pe ultimele locuri de în țară la servicii medicale. Nu înțeleg nu avem o dată canalizare efectuată. De ce au existat lucrări de execuție incorrecte cu inversări cu subsol ale cetățenilor. Și știți de ce? Fiindcă îmi spune și mie, vă rog frumos, în baza noului cod fiscal că ați făcut parte. De acord cu majorarea taxelor aducându-le la maximum într-un oraș sărăcit. Cum să mai vină investitorii când pe clădiri con
care. Noi nu ne-am gândit la niciuna să se întregăm la acest concept european. Da, aia suntem în urmă. Eu așa văd lucrurile. sunt proiecte care au
aprobate în Consiliul Local și proiectele, dacă aveți măcar bunul așa și vă uitați un pic prin ele, sunt aprobate inclusiv de PNL, de PSD, a fost la vremea respectivă și pe de toată lumea a aprobat acele proiecte și a devenit lege pentru primărie. Domnule Vladu, știți ce o dezbatere. Nu puteți să ne arătați cu degete pe mine sau pe domnii din platou că sunteți trei moderatori. Nu.
Deci a fost de acord. Deci toată lumea a votat și n-a avut dacă luați dacă luați se calculează
aia este plătită tot în banii contribuabililor. Și nicăieri eu nu am auzit nicio strategie de monitorizare electronică a pierderilor pe traseu. Toate orașele între ghilimelele cu ghilimelele de rigoare au control electronic. Primul a fost Brașovul. V-aș aduce în discuție și Bacău, unde costul de producție este zero. Două motoare. Energie electrică, astfel încât locuitorii plătesc doar transportul. Cum vi se pare, domnul Vlad? Unele orașe pot și noi nu putem. Din punctul de vedere. Este depășit moral, poate da erori, pentru că pierderile sunt de către giurgiuveni. Asta trebuie să se înțeleagă cu tot. O inginerie financiară, o să vedem conform unui control al corpului de guvern, care probabil va fi undeva la septembrie. Și cu TVA-ul și cu diferența de TVA. Fiindcă aici s-a înlănțuit o afacere provincială. Eu așa văd lucrurile. Doamna deputat, ați pronunțat puțin mai devreme, ați subliniat pe lista de eșecuri a primarului în exercițiu canal. Într-o dezbatere electorală, nu știu dacă ați urmărit, eu am văzut și am auzit cu urechile mele
venit și DNA-ul. A ridicat documente pentru canalul Camaș și nu a găsit rezultat
știu. Nu, 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 nu.
acreditate, nu l-au luat în considerare, nici pe cota de inundație, și atunci s-a intervenit pentru așa zis semnala faptul că acesta este bugetat direct la intervenția către Bruxelles, nu la UE, și de acolo trebuie să vină aprobarea mai întâi de modificare și mi s-a dat
august. Și avem aici vorba de mai multe lucrări. Avem o construcție hidrotehnică, regularizare canal Cama și avem o amenajare de spațiu de agrement pe canal Cama cu sume diferite. La ce vorbe, dar noi ne facem tichi de mărgăritar. Și mai de ce mai întorc la ce a spus să dumneavoastră
Dar sunt la colegii din regie, dacă sunt la 100% garantat și cer să lămuri la
dumneavoastră. Bazinul bazinul de nord nu este primar, nu este lucrarea primării. Nu contează. Cum nu contează? Eu, nu e lucrarea primării. Nu e lucrarea primării. Despre ce vorbim? Să
noi. Din perspectiva noastră, care sunt principalele probleme identificate de dumneavoastră, de partidele pe care le reprezentă, aveți la ele. Și aici vorbim despre câini, vorbim, dar haideți să până la urmă ați identificat solo.
menajat de ani de zile. Mă mir că mai stă un magaoare de fier cu un leagă în rupt, nu l-a furat și pe ăla. Au făcut, nu știu cine, ca să nu mai vorbesc de firme, de habar. Trebuie să răsfățesc și
Deci, în primul rând, pentru mine, unitatea de măsură la primărie va fi kilometru de stradă asfaltată. Și când vorbesc de kilometru de stradă asfaltată, vorbesc că conductele trase, tot ce înseamnă gazele care nu
alături de noi și să-și facă datoria. Deci vorbim acum, v-am spus, de programul de asfaltare al orașului, care pentru mine este tabu. Dacă orașul acesta este asfaltat, putem să trecem și la alte lucruri care sunt. Din punct de
PNL-ului. Asfaltările unde am găsit de 2-3 ori la investiții, dar sigur că da. Să le ofer
am mai spus, prin simplitate se creează tipare și pe urmă mergem în bun simț la complexitate. Și dacă urmăm planul de urbanism, investiții ale
Maria s-ar putea să aibă 5, să spunem, da? Poate să se dezvolta. Poate să se dezvolta, corect. Și a spus că avea o problemă la taxe și impozite, nu putea să-și plătească. Un
ajung vasele la București și aici să facă un credeți că se poate realiza acest proiect? Partidului ALDE am întocmit o
care deja am făcut deplasări la București, am mers la diverse firme, nu pot să vă dau numele, dar cred că le-ați văzut că sunt puse și pe Facebook. Am mers să întrebăm care sunt condițiile care le-ar pune o firmă care a deschis această afacere în București, în ce condiții ar mai deschide un punct de lucru la Giurgiu. Ce trebuie să pregătim noi pentru Giurgiu și pentru
Și într-adevăr, nu o să mai fie societăți care vor angaja 10.000, 20.000, 3.000 de angajați, dar vor fi 100 care vor angaja câte 100, astfel încât să ajungem la 10.000. De aici taxe.
fi primarul municipiului Giurgiu, pentru că discut cu oamenii, pentru că cunosc problemele lor și pot să le rezolv. Domnule Angelescu, votați candidatul PNL și echipa care a fost cu grijă constituită, mai ales locurile eligibile. Atunci rămânesc cu TV Giurgiu.